Ce se întâmplă cu această hârtie a avocaților de la FCE Argeș? Mărturisesc că și jurnaliștii care s-au ocupat de acest subiect habar n-au cine a trimis-o. Poate ne spuneți dumneavoastră. Păi a trimis-o clubul FCE Argeș prin avocații care reprezintă clubul. Am înțeles. Și sau v-ați consultat? Știți mai multe amănunte? Da, vă dați seama că știm și amănunte, dar în această fază incipientă nu putem să dăm mai multe detalii, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Pot să discut așa într-un context general pe legea insolvenței, pe legea 85 și putem să tragem câteva concluzii împreună, dacă se poate. Dacă vă rog, doriți. Vă rog. Păi, aștept întrebările dumneavoastră. Păi vreau să vă întreb pe ce vă bazați pe lucrul acesta, de ce nu l-ați făcut mai demult și l-ați făcut acum între cele două meciuri? Asta ar fi prima întrebare. Da, pentru noi a fost o surpriză neplăcută rezultatul din meciul tur, desfășurat pe Arena Națională. Un rezultat care nu putem să-l comentăm și nu putem să-i găsim o înțelegere a ceea ce s-a întâmplat în rândul jucătorilor noștri. Și nu o să intru acum în detaliile referitoare la acest joc. A apărut, oricum, ideea a existat dinainte, pentru că, conform legii 85 și ceea ce se întâmplă în România acum, prioritar pentru cluburile care sunt în insolvență, primează legea 85, adică legea insolvenței. Aceea spune foarte clar că dacă un club are datorii, nu are dreptul să fie licențiat. Cu alte cuvinte, respectivul club, în speță de care vorbim, Dinamo București, a avut un plan aprobat la care, ulterior, s-a renunțat dintr-un haircut de 75%. Din această cauză, prin recunoașterea datoriilor de 8 milioane de euro și cu haircut-ul făcut, fără un plan de reorganizare adoptat, Comisia de Licențiere, conform legii 85, rețineți, care primează în dauna regulamentelor din fotbal, nu avea dreptul, conform părerii avocaților și a tuturor care se ocupă de insolvență, să primească licențierea. Am înțeles, domnul Dose, dar știți că pentru această contestare a licenței a trecut pragul celor 30 de zile? Că putea să vă treziți și peste un an să faceți acest lucru, dar sunt 30 de zile în care poate fi contestată licența respectivă. Dacă ne uităm bine, Federația Română de Fotbal, prin această comisie de licențiere, ieri a anunțat cluburile care au primit licență. Au expirat cele 30 de zile. Da, este interpretabil și cu 30 de zile în insolvență, să știți. Repet, primează legea 85. Cătălin Mureșanu, reporter special la ProSport, dorește să vă adreseze o întrebare. Vă salut cu respect, da. Domnule Tudose. Și eu vă salut. Dinamo, dumneavoastră a spus că nu are planul de reorganizare aprobat. Dinamo are un plan de reorganizare aprobat care a mers la licență, de care se ține în momentul de față. Dinamo a solicitat un alt plan de reorganizare modificat cu prelungirea perioadei de implementare, care în momentul de față se află pe masa judecătorului sindic și nu a fost aprobat. Dar Dinamo în momentul de față are un plan de reorganizare funcțional de care se ține. Dacă nu s-ar fi ținut, judecătorul sindic ar fi formulat falimentul. Corect, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, dar acel plan de reorganizare aprobat, în momentul în care a fost aprobat, s-a mers cu el la licențiere. S-a obținut o licențiere, după care administratorul judiciar vine și retrage acel plan cerând un alt plan. Nu l-a retras, nu are cum să-l retragă, că funcționează. Vă spun că am fost la toate termenele de judecată. Cere un alt plan și este legal conform legii 85. Ascultați-mă puțin, odată ce cere un alt plan, ce înseamnă? Dar conform legii 85 ai voie să ceri un nou plan. Poți să ceri mai multe planuri. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Părerea avocaților noștri și a mea personal, în momentul în care tu ceri un alt plan și vii în fața judecătorului sindic cerând acel plan de reorganizare, în contextul în care tu cu două luni înainte ai obținut aprobarea pe un plan cu care vii și obții licența... Este în 2021 aprobat planul trecut. Corect,
În noiembrie 2021. Este deja în al doilea an, trimestru 7 de implementare. Corect. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. În contextul în care ceri un alt plan cu altă dimensiune a plăților, tu trebuie să vii cu o garanție pentru primul plan. Pentru că pe primul plan pe care s-a pronunțat judecătorul sindic, tu, clubul în speță, ai obținut o licență. Te-ai folosit de primul plan pentru a obține o licență ca să promovezi în prima ligă și atunci trebuie să fii cu o garanție prin care să certifici că suma respectivă, dacă judecătorul sindic va respinge acest plan al doilea, ai capacitatea necesară să îndestulezi creditorii din primul plan aprobat în noiembrie. Am înțeles, domnul Tudose. O să vedem ce se întâmplă în continuare. Da, e interesant. O să... Este o chestiune. Domnilor, da. Credeți-mă, eu nu vreau să rămân la masa verde în prima ligă. Îmi doresc din tot sufletul și mâine seară vă dau cuvântul meu că echipa asta așa înjumătățită cu contracte reziliate după primul meci, primul meci de... Este tot posibilul la Mioveni să rămânem pe teren, să câștigăm. Știu, o să vi se pară o aberație ce spun, că mai sper să câștig cu 6-0. Atât timp cât mai există 90 de minute, două reprise, posibil 120 și lovituri de la 11 metri, eu cred în această echipă, că nu cred că a uitat fotbalul în 6 luni jucători precum Tofan, Turda, Garita, Straton, Șerban și Sunt compania. De acord cu dumneavoastră, domnul Tudose, mai am o singură întrebare. Jucătorii sunt de vină, antrenorii sunt de vină, că am văzut că unii au plecat, conducătorii de la FC Argeș sunt și ei de vină pentru situația în care se află echipa acum? Da, dacă ați urmărit declarațiile mele, noi suntem de vină pentru că am acționat foarte, din punctul meu de vedere, am acționat m-am și retras, eu am amenințat cu plecarea de la FC Argeș, dacă vă aduceți aminte. După demisie, după ce Prepeliț a fost dat afară. Pentru că o echipă se construiește în 2, 3, 4 ani de zile. Noi am vrut, anul trecut ne-am îmbătat cu apă rece. Și țineți minte ce vă spun, că am spus-o și anul trecut. Ne-am îmbătat cu apă rece, intrând oricum norocos în play-off. Dar nici și norocul a fost așa și așa. Am intrat, nu am știut să gestionăm momentul. Exact de treaba asta mi-a fost frică. Și le-am spus tuturor, nu facem greșeli cum au făcut și alții. Am mers, am schimbat antrenorul după 15 etape, aduceți-vă aminte că m-am opus total, dar m-am opus votului din comitetul director, că nu aveam ce să fac. Asta e democrația. Jumătate plus unul câștigă peste tot. Și acum am ajuns unde am ajuns. Nu sunt antrenorii de bine, nu sunt jucătorii de bine. Noi că l-am permis să se întâmple așa ceva. Dar cine și asumă? În afară de mine nu se mai dați pe nimeni că și-asum. Am pus o condiție când am dat ca să mai dau banii la FC Argeș. Să plece două personaje. În speță Stanciu și Croitoru. Dar unul a plecat. Păi să plece și Stanciu acum? Domnule, eu atunci așa am pus condiția. Rămâne să vedem ce se întâmplă în continuare. Păi, în condițiile în care de atunci echipa retrogradează, probabil că trebuie să plece și domnul Stanciu. Da, probabil că vom rămâne să o luăm de la capăt și asta va fi. Nu avem ce să facem mai mult. Cine l-a adus pe domnul Stanciu la FC Argeș, domnul Tudose? Dați-mi voie să nu comentez. Știți bine că nu eu l-am adus pe domnul Sunt Stanciu. Sunt convins de lucrul ăsta, dar v-am întrebat, poate ne spuneți. Nu mă stă în caracter să discut. Comentăm noi pentru dumneavoastră. Domnul primar, cumva? Repet și vă rog să fiți în asentimentul meu. Am înțeles. Eu am într-o organizație, eu conduc o organizație care a reușit un lucru pe care aproape foarte puține societăți după în perioada asta de capitalism al noastră, de după 90, l-am reușit. Și anume să ajung numărul 1 în furnizarea de energie electrică în România. Un numărul 1 care se echivalează cu calificarea în Champions League cu fotbalul. Domnul Tudose, dar și societatea dumneavoastră a trecut prin insolvență. Cred că a ieșit de curând. Da, societatea a intrat în insolvență, de asta și cunosc legea insolvenței foarte bine, pentru că și pe mine m-au păcălit avocații pe un vis legislativ, pe ordonanța 70 dată de guvernul Orban Câțu, care a permis neplata facturilor consumatorilor din la energie electrică. Da. De asta am intrat în insolvență și am ieșit imediat, normal, că
am demonstrat că suntem o societate puternică, care am reușit performanța să ieșim într-un an și jumătate din insolvență, plătind 100% masa creditelor, rețineți. Am învățat insolvență în perioada asta, cât nu știu. Sunteți expert în insolvență, am înțeles. Domnul Tudose, vă mulțumesc foarte mult și mult succes mâine. Lăsați-mă să-mi duc ideea la capăt. Consider că trebuie să ne spălăm rufele în familie și să venim cu o declarație comună, cei vinovați să răspundă. Nu vă oprește nimeni, domnul Tudose, să faceți lucrul ăsta. Vă spun acum, Prepelița a plecat datorită faptului că jucătorii nu au mai jucat. Aveau două salarii neplătite la vremea respectivă. Pentru că trebuia să scăpăm de Prepeliță. Interesant. Înțelegeți ce vreau să spun? Da, înțeleg, adică n-ați plătit jucătorii ca să plece Prepeliță. Nu, eu nu i-am plătit. Nu, dumneavoastră, conducerea clubului, am înțeles. Da? Acum nu se mai vorbește. Când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu noul antrenor. Când noul antrenor a făcut presiuni pe comitetul director să-l vândă pe Ișvan pentru a face loc unui jucător under 21 locului Fece Argeș, m-am opus din nou. Nu am avut ce să facem, că mi l-au dat pe linie moartă. Domnul Tudose, văd că v-ați tot opus, dar nu s-a întâmplat nimic. Adică ați fost învins de fiecare dată. Greșesc? Să știți că totodată trebuie să pierzi bătălii ca să câștigi războiul. Că o să câștigați războiul acum? Posibil, că nimic nu e întâmplător. Am înțeles. Știți că ceea ce se întâmplă acum, eu o spun de 6 luni că așa se va întâmpla la FC Argeș. Și acum s-a întâmplat. Și se uită lumea la mine cu alți ochi. Domnul Tudose, dacă sunteți revoluționari, trebuie să faceți revoluție și să o și câștigați. Că așa revoluții din astea pierdute am mai văzut. Stați puțin, că acum sunteți puțin ironic. Nu este o revoluție pierdută. Chiar dacă și o luăm de la capăt cu o reconstrucție sănătoasă, cu un plan pe 3-5 ani de zile și vom promova și vom deveni în 3 ani de zile o echipă care joacă un fotbal plăcut și pune probleme și merge în cupele europene, cred că am câștigat. Câștigul nu se vede acum dacă retrogradăm sau nu. Câștigul se vede în timp, în 3, 4,